Ești o persoană însetată de comunicare. În ciuda ambițiilor și a dorinței tale de a munce din greu, apreciezi prietenia mult mai multă decât succesul sau bunăstarea materială și, prin urmare, lucrezi bine în echipă. Un explorator născut, ești fericită să împărtășești călătorile tale cu cei pe care îi iubești. Diplomația este unul dintre punctele tale forte și ești foarte bună la negocieri, indiferent de problema, poți găsi o soluție de compromis care să se potrivească tuturor. Personalitatea ta expansivă nu recunoaște nicio restricție în gândire, chiar dacă este cea mai sălbatică. În același timp, ai o voință puternică și o cunoaștere a modului în care funcționează sistemul astfel încât să nu vezi obstacole în realizarea planurilor tale ambițioase. Singura problemă pentru tine poate fi aceea că, odată ajunsă la vârful unei cariere sau a unei puteri, nu știi întotdeauna să stai pe ea. Factorii fatali pentru o creștere suplimentară pot fi orbirea mentală, optimismul excesiv sau mândria excesivă. Poate că ar trebui să fii mulțumită de ceea ce ai obținut, să accepti limita capacităților tale și să te maximizezi pe tine în -ți la o anumită etapă. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, lipsa de politețe, hotărâre, amabilitate. Ești o persoană amabilă și generoasă, iubești animalele, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Succesul în studierea obiceiurilor străine, interesul pentru ceea ce se întâmplă departe. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru atitudinea selectivă față de informații, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Ești o persoană orientată social, pregătită să coopereze. Lucrezi în echipă. Nu ești indiferentă față de părerile altora. Ești diplomată, sociabilă, ambițiile sănătoase nu-ți lipsesc, dar o carieră nu este principalul lucru pentru tine. Mai importantă decât orice lucrare pentru tine sunt relațiile romantice și prietenoase personale. Ai o abilitate unică în orice situație de a găsi o soluție de compromis. Ești un negociator talentat. Adesea acționez ca păstrător de pace, nu ți plac conflictele, încerci să împaci colegii, prietenii, ești o persoană extrem de activă social, îți place să influențezi familia, prietenii, colegii și societatea în general, în acest sens, este foarte important pentru alții să înțeleagă dacă această influență este pozitivă, obții cel mai mare succes atunci când activitățile tale sunt concentrate pe bunătate, Îngrijire și ajutor. De regulă, prietenii te iubesc pentru că în prezența ta toată lumea este foarte bună. Manifește optimism, ușurință și deschidere, calități care sunt întotdeauna foarte apreciate. Ești extrem de sensibilă la tot ceea ce este bun și nobil. Cu toate acestea? Ar trebui să fii în continuare realistă când vine vorba de a face cunoștințe noi și de a evita compania celor care intenționează să-ți manipuleze credulitatea. Pentru tine, sectorul financiar este deosebit de periculos, unde ești de cele mai multe ori înșelată și păcălită. Cel mai adesea crezi în norocul tău. Încrederea ta se aplică tuturor situațiilor. Deoarece starea ta bună de spirit generală funcționează cu siguranță, în general, aceasta este o tendință sănătoasă, dar te poate conduce într-o lume de iluzii și nu va permite o evaluare sobra a situației. Poți demonstra o neplăcere uimitoare în această problemă. Fatalismul predomină în caracterul tău. Dacă simți că soarta este împotriva ta, te vei preda fără luptă. În același mod, Vei păși departe dacă vei vedea că situația este rea și necesită eforturi excesive pentru a o corecta. Este mai ușor pentru tine să începi ceva nou decât să găsești că ori în ceva vechi. Cu toate acestea, uneori doar o astfel de abordare se dovedește a fi adevărată. Sarcina principală pentru tine este să înveți să-ți limiteze impulsurile și să tratezi mai atent cazurile specifice, aducându-le la perfecțiune trebuie să înțelegi că nu se poate avansa fără să îndeplinești angajamente vechi. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești independentă, sensibilă, curajoasă, feminină. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită să trăiești în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să ai problemele în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită, nu poți încerca decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție și incapabil să facă cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 15 decembrie soarta ta? Ai o imaginație foarte bogată, nefiind limitată de nicio întindere. Orice, la prima vedere, inclusiv gândul absurd în opinia ta, are dreptul de a exista și datorită perseverenței și orientării tale bune în situație, uneori reușești să realizezi imposibilul, ceea ce stimulează în continuare imaginația ta reproșabilă. Pentru a atinge o poziție înaltă, nu ți este dificil, tu depui mai mult efort încercând să-ți atingi obiectivul. Indiferența ta față de problemele altora și grija numai de propria ta bunăstare servesc ca un obstacol în atingerea scopurilor tale. Uneori trebuie să te oprești și să aștepți, respectând circunstanțele și să fii mulțumită de ceea ce s-a obținut, arătându-ți partea cea mai bună în problemele reale. Ești foarte sociabilă și participi activ la viața publică și la viața familiei, prietenilor și colegilor. Mai mult, participarea ta nu este întotdeauna pozitivă. Tu trebuie să investești mai multă bunătate și înțelegere în acțiunile tale altfel nu vei putea obține mai mult în această viață. Optimismul emanată de tine îi atrage pe prieteni și cunoscuți, întrucât o încărcătură de energie pozitivă este transmisă interlocutorilor tăi, insuflându-le încredere și o bună dispoziție în ei. Ești ușoară și deschisă în comunicare, iar alții se simtă liberi în prezența ta. Apreciezi foarte mult calitățile spirituale ridicate ale celor din afară deși tu însăți nu îndeplinești aceste criterii, dar la alți oameni, tu poți discerne ceea ce nu există acolo. Nu ar trebui să te bazezi atât de ori pe prima impresie, poate că nu este adevărată. În special, trebuie să fii preocupată de frauda financiară, unde te poți aștepta la un sfârșit devastator. Cu toate acestea, de obicei, Crezi în succesul propriilor eforturi și deseori aceasta este singura sursa a finalizărilor de succes, pentru că încrederea ta în loialitatea că e alesă te ajută să avansezi, aceasta nu ar fi nimic rău dacă nu ar fi posibilitatea de a pierde simțul realității și capacitatea de a evalua obiectiv situația, dar asta nu te deranjează cu adevărat, în fond ești o fatalistă completă, și mai mult decât atât prefer să nu lupți împotriva trucurilor soartei, fără a ține cont de faptul că, dacă norocul s-a bătut de la tine, aceste lucruri poate însemna că soarta te împinge către un alt fel de acțiune. Este mai ușor pentru tine să începi peste tot decât să reîncadrezi vechiul, încercând să-l aduci într-o stare potrivită. În unele situații, această poziție este o decizie corectă, dar uneori poate fi necesară luarea unei inițiative. Înainte de a porni într-un proiect nou, trebuie să-l finalizez pe cel anterior. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație cu un partener, te distingi prin capacitatea de empatizare și ghicirea dorințelor partenerului. Dacă dragostea ta este neîngrijită, tu suferi foarte mult, devii ușor rănită, la nivel emoțional, ești extrem de neobișnuită. Relația ta, chiar și cea mai romantică, se bazează în primul rând pe prietenie. Ești de acord că iubirea este o experiență vie, dar nevoia de libertate te poate descuraja să intri într-o uniune pe termen lung. Cu toate acestea, dacă decizi să începi o viață liniștită, profunzimea sentimentelor în relația cu partenerul te poate surprinde chiar și pe tine. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Pentru tine? Comunicarea înseamnă mult în viață. Tu cauți orice oportunitate de comunicare. Tu preferi să interoghezi pe ceilalți. Nu cauți să vorbești despre tine însăți. Acest lucru face să fii un foarte bun ascultător. Este demn de remarcat faptul că ești selectiv în alegerea interlocutorilor. Nu vei comunica cu cei care nu sunt interesați de tine. Ești ambițioasă. Poți deveni orcaholică dacă ești pasionată de afacerea aleasă, dar mai presus de toate, apreciezi prietenia. De dragul ei, ești gata, dacă nu pentru toate, atunci pentru mult mai multe decât poate face un prieten normal. Ești o persoană globalistă, un mare strateg. Cel mai bine, cunoștințele și abilitățile tale profesionale se manifestă la planificarea proiectelor. Adesea la locul de muncă acționez ca generator de idei și la și implementarea proiectelor către angajați mai practici, ca lider ești o descoperire pentru echipă, ești corectă, orientată spre afaceri, rațională, dar munca brută pentru tine nu este cea mai mare valoare. Poți fi dedicată conducerii și managementului, sănătate și boli, optimismul tău în legătura cu sănătatea proprie se întoarce adesea împotriva ta. Aceste lucruri duce la o reevaluare a propriilor capacități, pot suferi de boli subite. De fapt, bolile tale nu se dezvoltă rapid, optimistă pur și simplu nu ești capabilă să îți recunoști simptomele la timp. Măsurile preventive simple pot reduce riscul de apariție a bolilor. Îți este recomandat să nu neglijezi examenele profesionale în rezolvarea problemelor de sănătate îți poate fi recomandată instruirea psihologică sau cea religioasă sau spirituală. Fără aceasta, riști să instaleze o boală lentă ce apare pe tabelul de operație. Restricțiile la dietă nu sunt necesare, cu excepția cazului în care sunt prescrise de un medic. În ceea ce privește exercițiile fizice, activitățile în aer liber sunt deosebit de utile, alergare, înot, tenis și altele. Soarta și norocul, universul ți-a dăruit astfel de atribute, ești înliniștită, decisivă, ambițioasă și temperat caldă. În furie, ești îngrozitoare și incontrolabilă, în astfel de momente poți distruge ceea ce ai creat prin munca sidua, pentru că pentru tine nu există autorități și ești capabilă de acte eruptive. Trebuie să înveți să-ți controlezi temperamentul dur, să devii mai calmă. Aceste lucruri te va ajuta să creezi condiții confortabile pentru tine însă Îți sfaturi pentru tine. Nu ceda la provocările care necesită manifestarea forței. Învață să calculezi limita capacităților tale. Ești o persoană activă social, dar uneori nu doare să te odihnești de societate. Folosește-ți timpul vacanței pentru a-ți curăța gândurile. Încearcă să nu lași negativitatea în sufletul tău și să nu cedezi la dispoziție celorlalți. Calculează-ți corect propriile puncte forte și, dacă planul îți depășește capacitățile, ar fi mai bine să-l refuzi. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să-ți devină dușman. Ești extrem de periculoasă. Săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna, și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însăți și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament la sala de sport, piscină, saună, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare. Cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bungee, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici. Vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur alb de colecție, albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de ta. Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate, tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte? precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți. În bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, porți soarele în inimă așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelori și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, Tamburine de șaman, o vază din Veneția, una arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.